Vedem acum povestea incredibilă a ziarelor apărute pe 22 decembrie. Dimineața îl ridica un slăf pe Ceaușescu, în ediția de seară schimbaseră macazul cu 180 de grade. Și nu este singurul moment de cotitură al presei de la noi. O expoziție extrem de interesantă este deschisă în aceste zile la Biblioteca Academiei Române. Aici avem două ziare, ziarul Scânteia, care a devenit Scânteia Poporului, două ediții din aceea zi, ediția de dimineață în care se apărau cuceririle socialiste, iar ediția de după amiaza aceleiași zile în care se schimbă total nota, victoria adevărului, dictatura a căzut, tiranul a fugit, revoluția populară a învins, e nevoie de rațiune, de calm și de vigilență, deci și alt vocabular, adică și alte expresii în jurnalism. Scânteia tineretului s-a metamorfozat în tineretul liber. Da, este un alt exemplu de metamorfoză, tot așa, în aceea zi, Scânteia tineretului, în ediția de dimineață, în care apărea Marea Adunare Populară a Oamenilor Muncii din Capitală, cuvânt tovarășului Nicolae Ceaușescu, a scos și o ediție de după amiază. Deja prezentarea grafică este alta, mai interesantă, în culorile tricolorului. Era o ediție color? Era o ediție color, era o chestie mai nouă și în care deja tineretul era omagiat. Tineri, voi ați scris această pagină nepieritoare din istoria României. Tineri, fiți mai departe demn de ceea ce ați realizat, de această victorie uriașă. Aici avem ziarul Libertate. Da, ziar al Frontului Renașterii Naționale, este considerat primul ziar liber al Revoluției Române. Cetățeni, frați români, am învins, tiranul a fost învins, apel către cetățenii orașului, trăiască libertatea, trăiască poporul român. Avem aici și prima ediție, Adevărul. Da, Adevărul, e din 25 decembrie, mesajul de adeziune al Bisericii Ortodoxe. Interesant, interesant că apare interesant. Și Biserica Ortodoxă își transmite mesajul către cetățenii României. Prima expoziție pe care am organizat-o o dedicăm evoluției presei românești, care împlinește, auziți, 191 de ani. Fără presă, cultura modernă românească e de neimaginat. Această expoziție este fundamentală, pentru că prin asta vor afla și cei care nu știu că un tezaur al moștenirii noastre de presă se află în Academia Română.